Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un episod. Hey, ce episod ăsta este Watch Dogs. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să vedeți episoade în continuare. Și vreau să spun că îmi pare rău pentru faptul că în ultimele episoade, de fapt în episoadele recente, nu s-a auzit vocea caracterelor din cutscene-uri, mă rog, și îmi vorbea la telefon, etc. Am încercat să dau volumul jocului mai tare, să vedem. Sper că am rezolvat bug-ul. Dacă tot nu ai rezolvat, spuneți-mi. Eu cred că s-aude, adică na, la mine s-aude, sper s-aude și la voi. În orice caz, dați volumul mai tare, nu știu. Să-mi spuneți acum dacă s-aude. Probed? There is only one that worries me. His name is Default and he's very good. I'll watch him. Let me know if he becomes a problem. Să văd totuși cam încet. Am serios. Am dat asta pe off, ok? Apply. Fucking apply. Ce zice acum? Nu știu, dau off. Yes. Tot pornește mai muzica. Hai. Sper că s-aude mai tare vocea, nu știu, dacă tot nu s-aude mai tare, dar nu cred că pot să dau. We'll talk soon. Ok, fix acolo. Trebuie să ajungem și noi. Bun. Asta a fost încălzirea. Acum suntem gata. Și mă mănâncă și nasul. Bă, deci, jur, eu îmi blestem. De fiecare dată. Deci, pe mine nu mă mănâncă nasul când nu filmez. Când filmez, ata... Bun. Hai care să ajungem repede. Repejor. Problema cu vocile din joc a fost cauzată de faptul că eu acum folosesc boxele, dar nu mai folosesc căștile. La căști volumul dădeam cam pe 5-6, după când la boxe volumul e dat pe 100% și să se audă la fel, știți? Și ne-a fost puțin cam ciudățel. Oricum, probabil mulți dintre voi nu vă uitați la cutscene-uri. Oh, am ajuns! Nu vă speriați, oameni buni! Sunt aici să vă salvez. Problema e că eu aud sunetul foarte bine, deci acum e perfect. În filmare nu se mai aude bine. Și asta e problema, înțelegeți voi? Ia zi-mă, T-Bone. Wait for it. Bă, Google, stai, bă, ușor. Tail the helicopter. Hai să vedem dacă reușim să ne ținem după el. Nu-mi plac misiunile astea. Cei care se uitau la seria mea de GTA 4 știu foarte bine asta. Pentru că aveam misiuni în care trebuia să urmărești și tren și mamă. Nebunie. Și nu... nu-mi plăceau. Mi-mi intră soarele în ochi. Da, vreau să spun că nu ar trebui să fie prea greu. Unde sunt ochelarii de soare? Bă, pun pauză la joc și mi-au ochelarii de soare. Bun, acum trebuie să ne concentrăm. Basically, the chopper's gonna lead us to the security chief. And Bingo was her name. Trebuie să fiu atent să nu mă duc pe un drum greșit. Ce străzi au și ăștia pe aici. E bine ca motocicleta, că merge repede și e și micuța. Pot să mă bag repede. Dreapta. Ok, n-a fost greu. Well, that doesn't make any sense. Wait, One of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government types, my kind of people. Which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. Hack the helicopter. Avoid detection by profiling from the sky. Ce, mă? Oh, așa. Ok, deci Trebuie să găsesc pe șefii aia. Bun, trebuie să ne uităm puțin pe aici să vedem care-i șeful de aici. Presupun că asta trebuie, nu? Ok, hai din nou să vedem. Bun, deci cu una e marksman, cu doi veteran și scutul e enforcer. Avem un veteran. Dar uite, din elicopter nu mi-l vede pe țăranul ăla. Trebuie să mă duc tot pe cameră. Ok. Ce avem noi acolo? Explode. Ok, camera. Nu știu dacă fac eu cel mai bun lucru, pentru că nu-mi dau seama la momentul de față ce trebuie să fac. Stay undetected. Ia, așa. Oare trebuie să-i omor? Avoid detection by profiling from the sky. Hai. You failed to profile the security chief undetected. Mă, eu eram undetected, nu m-a văzut ăla când am tras. Hai, ok. Foarte bine. I-am luat amândoi. N-a căzut ceva cea. Unul e acolo și unul e în partea asta la altă. Bun, și ce am de făcut acum? Takedown. Ok. Trebuie să fiu totuși undetected sau ce? Nu o să fie prea greu, cred. Trebuie să mă strecor, o să fie ușurel. Pentru că i-am văzut pe toți unde sunt. Opa, ușor, you are restricted in area. Cine m-a văzut? Ăla e tocmai la mama naibii. Ce aș da una capul ăsta? Takedown la 69 de metri. Hopa! Nu, 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 nu. Hai să înconjurăm pe aici. Ah, mă vede elicopterul. asta o să fie greuț. Greuț. Mamă, avem puștia de aici. Cred că-ți bai joc de mine. Prostovan mai sâmbă și eu. Ok, hai să-l fugărim. Mi-intră soarele în ochi. Bă, target is escaping. Nu, target is not escaping. Nu! Cred că glumești. Aia, din păcate... Din păcate n-am reușit să filmez când l-am omorât pe ăla. Pentru că am încercat de câteva ori, bla bla bla, și am uitat să pornesc filmarea când am tras în capul ăla. Dar au murit, i-am dat hack, cum s-a întâmplat și la primul. Și acum trebuie să scap de ăștia pentru că sunt prostovan. Și când am tras, n-am văzut că aveam, că n-aveam pistolul ăla, mă rog, cu amortizor. Și s-a auzit tare când am tras. Și acum trebuie să scap de toți ăștia. Ar fi bine să scap, m-am chinuit ceva, ca să fac un plan bun încât să mă strecor, să-l omor pe la Znicky. Fără să mă vadă băieții. Tot ce am făcut e să mă duc acum în oraș. Holy fuck! Deci mașina asta e prea tâmpită. Cea mai tâmpită mașină ever. Ever. Ai apăsat odată de... Bă, tu știi cum te-ai dus, bă, mamă. Te întorci de crăpi. Hai că am oprit pe aia, mai am doar elicopterul. Nu. Ram him off the road, fițar road-ul. Am nevoie de altă mașină. Se pare că trebuie să-i omor pe toți acum. M-au pierdut ăștia, doamne, ce nebuni sunt. O, mă, ce fix acolo, perfect. This was... Ascunde-te, mă. Hai, mă. Ia uzi, this was smart. M-am pierdut, dar am sărit acolo, pa. LOL. LOL. M-au pierdut, nu vine să cred, ce prostovani. What's security like? Oh, good point. You might call it thick? Yeah, well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. Ok, păi haideți să aici închem și în episodul. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.